Nivelul 2, efectul 2. Deci acest efect este din nou activat atât cât ținem apăsată o tastă. Cu alte cuvinte, vom face la fel ca la efectul cu literele dansatoare. Și cum facem noi să facem așa ca și cum literele s-ar clona, ar fi mai multe? Putem fie să folosim ștampile, fie să folosim clone. Astăzi o să folosim clone și haideți să vedem cum facem acest lucru. Păi am zis că ne inspirăm din logica asta, numai că în loc de tasta spațiu o să folosim, uite, săgeată în sus. Așa, nu avem nevoie de Y. Atâta timp cât eu țin degetul apăsat pe săgeată în sus, vrem să facem clone. Uite, creează o clonă a mea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în locul unde este R, când apăs acum săgeată, se mai creează încă un R la aceeași poziție. Hai să scriem clonei o logică. Deci când începe ca și clonă, cine? Nu râul ăsta, clona aia care e în spatele lui. Ce vrem să facă? Să se miște în sus. Uite, îi spunem modifică Y cu 10. Deci am apăsat de mai mult timp. Acum s-au făcut foarte multe clone. Atenție cu clonele, nu trebuie să abuzăm de ele, trebuie să le folosim cu precauție, pentru că procesorul e foarte, foarte folosit când are de-a face cu foarte multe clone. Iar noi acum ce facem? Atâta timp cât apăsăm săgeată în sus, tot creăm clone, 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 clone. Deci mai trebuie să le mai și ștergem odată ce le facem. Și atunci trebuie să folosim și șterge această clonă. Ce am făcut acum? Efectul nu este vizibil pentru că se creează clona, urcă cu 10 pași și se șterge imediat. Și atunci poate ar fi util să-i zicem repetă de mai multe ori, dar fără să o ștergem, ștersul este după ce repetă de 10 ori treaba asta. Și acum hai să vedem ce se întâmplă când apăsăm pe săgeată în sus. Se creează clone, multe, 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 ca să le facem să dispară. Păi ne folosim de efectul, modifică efectul fantomă cu 10. Dacă i-am zis de 10 ori, repede de 10 ori, îi zicem așa, modifică efectul fantomă cu 10. Ia să vedem acum. Și e deja altceva. Dacă rămâne blocat calculatorul, e din cauza clonelor. Hai să ne jucăm și cu efectul, modifică efectul strălucire, tot cu 10. Sau cu minus 10. Oh, cu minus 10 îl face mai întunecat. Cu 10 îl face mai luminos. Și modifică mărimea cu 10. Cu 20, să vedem ce se întâmplă. Ciung, piung, 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 piung. Și acum, aceeași logică la toate. Așa, să vedem acum. Yay! Tare sau nu tare?